Vinul spumant este fabricat la Șimleul Silvaniei după un proces minuțios care durează în jur de 8 ani. Sunt 4 km de tuneluri cu străzi, cu, e fix ca în Republica Moldova, eu știu, în cele crame celebre. Le avem în țară și nu știm să le promovăm. Produsul este exportat în Statele Unite sau Germania, iar de la 1 decembrie va fi pus în vânzare și de Muzeul Bruckenthal. Sunt doar 5.000 de sticle. E un vin rar. Vreau să te sfăt sibienii, să se obișnuiesc cu produse de calitate și ieftine. Vreau să educăm sibienii spre produse de calitate, spre consumarea produselor de calitate și românești. O ediție limitată cu 5.000 de sticle de vin roșu va fi lansată tot de 1 decembrie. Deocamdată prețul de vânzare a celor două produse care vor promova muzeul nu a fost stabilit.